Ce aveți de gând să faceți cu Biblioteca Națională? Proiectul de modernizare a costat 130 de milioane de euro și la inaugurare s-a promis că acolo se vor întâmpla diverse evenimente, că va fi un loc viu, conectat cu exteriorul, cu Dâmbovița, cu orașul. Da. Până acum n-am văzut nimic. E un spațiu așa închis, cu ușile Nu, închise. nu e un spațiu închis, e un spațiu deschis, e un spațiu foarte frumos. E o clădire modernă care are o infrastructură, într-adevăr, up-to-date, foarte la zi, contemporană, foarte adaptată unei biblioteci naționale. Biblioteca are alte probleme, dar în ceea ce privește spațiul în care funcționează, cred că chiar nu se poate plânge. În ceea Deci ce era vorba de privește un amfiteatru în exterior, în de ceea ce privește, cafenea, în ceea ce de... privește deschiderea bibliotecii către exterior, și mie mi se pare că încă nu suntem la standardele la care ar trebui să fim. Clădirea este impozantă, dar nu e conectată cu orașul. Nu e conectată cu râul, care încă rămâne o... Deci conectarea cu natura, E un părerea pansament mea, care pute la propriu Dâmbovița. conectarea cu natura lasă mult de dorit. Cred că aici și orașul ar putea face foarte mult, că din câte am auzit sunt șobolani pe aceste cheiuri ale Dâmbovisei și aici cred că trebuie să vorbim despre deratizare, da? Dar totuși e o clădire care, din punct de vedere al deschiderii către oraș, aș zice, ca să folosesc o expresie celebră, are un potențial imens. În sensul în care îmi doresc ca această clădire să fie mai deschisă către oraș. În primul rând, realizarea unui restaurant. Este inadmisibil ca o bibliotecă națională a unei capitale dintr-un oraș european să nu aibă o structură prin care să ofere alimentație publică unei cifre de cititori care probabil că depășește 1.000 în fiecare zi și care stă acolo pentru a citi, pentru a se documenta, pentru a face cercetări. Acest spațiu al unui restaurant există, e în proiectul clădirii, el este la primul nivel, exact când vă uitați la bibliotecă dinspre Piața Unirii, este chiar în deschiderea către cotul acesta al Dâmboviței, un spațiu care s-ar putea deschide prin ușile fereastră către exterior. Și el face obiectul unei. E singurul spațiu care a rămas în chip bizar, nedespărțit, nepartajat între bibliotecă și Ministerul Culturii. Acum am promovat o hotărâre de guvern prin care Ministerul Culturii dă acest spațiu Bibliotecii Naționale, pentru a face înăuntru ceea ce proiectantul deja prevăzuse, un restaurant, nu, un restaurant Și vom avea pentru... un restaurant la Biblioteca Națională. Vrem un restaurant în care cititorii să vină să-și petreacă timpul la prânz, Altceva? să iasă într-un spațiu, să zicem așa, intermediar între bibliotecă și oraș. Altceva foarte important este să dăm oarecare suflu acestei instituții. Este o instituție care a fost îngenunchiată prin ani de zile în care a funcționat sub parametri în care i s-au promis că se va muta în nou sediu și nu s-a mutat. Știți că nou sediu a trenat enorm până a putut fi inaugurat. Această mutare prelungită, o foarte mare parte din colecție a stat în cutii, stă în continuare în cutii din absența unor rafturi necesare pentru a pune tot patrimoniul, toate cărțile la locul lor. E o instituție care a fost sărăcită multă vreme de idei, de energie și de creativitate. În călătoria pe care am făcut-o în Franța, acum 2 săptămâni, în delegația primului ministru, am avut contacte la nivelul Ministerului Culturii francez și la nivelul Bibliotecii Naționale a Franței, care e una dintre cele mai mari biblioteci naționale din lume. Spațiu superb. Spațiu superb și cu foarte multe activități și am cerut sprijin, asistență, know-how pentru, practic, punerea la nivel, aducerea la nivel în toate aceste domenii a Bibliotecii Naționale din România și am primit asigurări că vom avea o participare activă. Mă sprijin foarte mult pe expertiza Bibliotecii Naționale franceze, care
organizează multiple activități, mai ales în zona Eau de Jardin, de interacțiune cu publicul, cu publicul general, generalist, asta nu neapărat asta, cu cercetătorii. De asta era întrebarea, pentru că la Biblioteca Națională te duci doar că vrei să citești ceva. E foarte bine că este spațiul acesta pentru persoanele care doresc să studieze, dar eu am fost la muzee, în alte biblioteci din alte orașe, unde oamenii se întâlnesc, vin să vadă o expoziție, vin să vadă... Adică e un spațiu al orașului, da, nu doar... Exact. Trebuie să devină un spațiu al orașului, trebuie să devină un spațiu al activităților creative, asociate cu arta, cu cultura scrisă, da? Trebuie să devină un loc de întâlnire pentru scriitori, pentru copywriteri, pentru... Deci trebuie să fie mult mai mult decât ceea ce este. Trebuie de asemenea să devină un plămân al activității de digitizare a patrimoniului scris din România. Și aici... Și era un proiect anunțat chiar la inaugurarea noului spațiu și nu mai da, știu. Din păcate ei deocamdată sunt sufocați de lipsa de spațiu online, de spațiu informatic pentru asta și trebuie să le dăm resursele necesare pentru a-și crea acest buffer, pentru a deveni într-adevăr activi în mediul online, în primul rând prin proiecte de digitizare. Și aici trebuie să amintim Gallica, ca exemplu de bună practică în ceea ce privește deci Gallica e cel mai mare proiect din lume în ceea ce privește digitizarea de cultură scrisă, cel desfășurat de Biblioteca Națională a Franței și Biblioteca Națională a Franței ne-a oferit sprijin pentru integrarea Bibliotecii Naționale a României în rețeaua internațională a bibliotecilor francofone, un spațiu pe care vrem să-l câștigăm. Aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu patrimoniul RADEV. Sunt o mulțime de cinematografe, teatre de vară, grădina Capitol, aflate în paragină. Am văzut că ați început să redați către administrațiile locale, Cinema Gloria, Cinema Favorit. Dar ce se întâmplă cu restul? Ce decizie veți lua? România Film, da, RADEV, este o regie autonomă aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, care se finanțează singură din venituri proprii. De aceea, rolul Consiliului de Administrație al acestei regii e vital pentru viitorul ei, deoarece principalele atribuții în redresarea României Film se găsesc în exercițiul acestui Consiliu de Administrație. De viitorul regiei depinde revigorarea sistemului de săl de cinematograf din țară, în măsura în care aceste săli au mai rămas în administrarea RADEF. Am anunțat deja un concurs public de recrutare a viitorilor membri ai Consiliului de Administrație ai România Film, un moment foarte important, deoarece nu a existat până acum în ultimii ani, vreau un consiliu care să fie complet și care să nu fie interimar, ceea ce a condus în tot acest timp la decizii și la situații care s-au dovedit dezastroase pentru această regie autonomă. Am speranța că la acest concurs vor participa oameni competenți din breasla cinematografică și că în cel mai scurt timp posibil viitorul consiliu va propune un proiect de restructurare și de reorganizare completă coerentă și viabilă pentru RADEF. Încă o dată, încercăm să o facem să funcționeze potrivit Ordonanței 109, care aduce modelul funcționării în întreprinderile private în orizontul administrației publice. Deci, practic, transformăm RADEF sau o facem să funcționeze potrivit unei societăți comerciale competitive care să administreze patrimoniul pe care îl are în subordine. Aveți idee câte dintre cinematografele RADEV mai funcționează și câte sunt închise? Și câte mai are? Sunt circa 70 și ceva în total de săli în toată țara, dintre care doar 17 mai funcționează ca săli de cinematograf în toată țara. Restul au fost practic, natura activităților lor s-a transformat și nu mai servesc interesul cinematografic. Deci ele, practic, în momentul de față, fac altceva, fac bingo, fac evenimente private, fac
sau nu fac nimic, da? Deci în orice caz nu mai au nicio legătură cu cinematografia. Dintre cele 17 care au legătură cu cinematografia, vestea tot atât de proastă sau și mai proastă este că puține mai funcționează la parametrii la care ar trebui. Am fost la Iași săptămâna trecută și am văzut două săli de cinematograf, Victoria și Republica, în care activitatea este foarte redusă sau inexistentă. De pildă la Victoria, pot să vă informez că nu există căldură. Nici pe la București, pe Maghiarul. Nu există căldură. Da, nici la Maghiarul, la Union, de pildă. Da. Nu există căldură. Deci, să te duci la cinematograf, să stai la 5 grade, într-o sală unde sunt infiltrații din acoperiș, în care scaunele sunt aceleași cu cele din anii 70 și în care eventual calitatea proiecției cinematografice este sub medie sau chiar... Și modernizarea acestora, pe banii cui ar urma să fie făcut? Asta spun. Deci este o societate practic într-o stare catastrofală de administrare. Încercăm să pornim de la administrare, pentru că o tratăm ca o întreprindere privată, da? Și schimbăm Consiliul de Administrație, căruia îi dăm mandatul de a revitaliza și de a o trata ca o companie privată, fiindcă, de fapt, ea asta este. Sigur că... Va oferi și Ministerul ajutor? Sigur că Ministerul Culturii trebuie să dea pârghile, inclusiv prin legislație, și aici știți că avem proiectul acesta de o nouă lege a cinematografiei, care să ofere, practic, cinematografului românesc șansele pe care le merită cu prisosință de a beneficia de ședințe de cinema, nu? De proiecții în... La cinematografele de private, de exemplu, pentru o familie, să te duci la film... Da, e prea scump. E prea scump și aici cred că va trebui să avem discuții și cu societățile care dețin aceste multiplexuri, da? Pentru că există deja, în actuala lege, există o prevedere foarte precisă cu privire la procentul pe care trebuie să le aibă cinematograful autohton, pare că e prea mic, dar în orice caz există și nu prin plasarea acestor proiecții la ora luni, la ora 11 dimineața, se poate rezolva această prevedere legală. Dar astea sunt două lucruri diferite. Una este RADEF-ul România Film cu ansamblul de săli pe care le are în administrare și alta este discuția cu operatorii privați. Când vom avea noua lege a cinematografiei și ce schimbări o să aducă ea, dacă ați avut discuții până acum? Da, am avut discuții, este un grup de lucru la nivelul Ministerului Culturii. E un proces extrem de complex care trebuie să identifice toate problemele, care trebuie să intre în proces de deliberare în care trebuie să intre toți reprezentativii în domeniul cinematografiei în România și aici vreau să subliniez că sunt mai multe generații de artiști, de oameni de cinema. Este generația, mă rog, mai veche care a practic autoarea sau, mă rog, garantul moral al vechii legii a cinematografiei, cea care este actualmente în vigoare. Este generația regizorilor pe val, să zic așa, care au câștigat premii internaționale importante, cum ar fi Cristi Puiu, de pildă, ca să dau un exemplu, dar pot să dau multe altele, Cristian Mugiu, nu? Cornel Porumboiu, da? Și mai există o generație și mai tânără de oameni de cinema care s-au ilustrat și care au realizări foarte bune, și care, sigur, vin cu alte puncte de vedere foarte interesante. Noi va trebui să facem cumva, să încercăm să apărăm interesul public aici, e vorba de interesul public, în sensul de a da șanse tuturor de a fi reprezentați, de a acoperi acest proiect larg. Acest proiect al legii cinematografiei este gândit să iasă undeva în toamnă, tot așa cu posibilitatea de a intra direct în circuitul legislativ. Ce se întâmplă cu
fost la școală 80, școala Bosianu, declarată de primăria declasată de primăria sectorului 3 și măcelărită după părerea societății civile. Ordinul de clasare a fost anulat de Asociația Salvați Bucureștiu, iar dumneavoastră n-ați mai făcut recurs în semn de respect pentru monument. Am declarat că nu fac recurs. Da. Adică am oprit recursul, da. Mai precis. Poate fi obligată primăria sectorului 3 să aducă monumentul la forma lui inițială? Ce măsuri se pot lua împotriva primarului? Eu nu pot să iau nicio măsură ca ministru al culturii. Aici doar instanța poate dispune. Și știți că Asociația Salvați Bucureștiu continuă procesul în sensul în care dorește, practic, dat fiind că s-a oprit acest recurs de către Ministerul Culturii, dorește să meargă mai departe și să responsabilizeze pe cei care au dat atunci avizul. Nu știu, aici nu mă pot pronunța cu privire la natura juridică a chestiunii, aici trebuie instanțele să se pronunțe. În orice caz, Ministerul Culturii e foarte convins că acesta a fost unul din cazurile paradigmatice, unde Comisia Națională Monumente Istorice s-ar fi putut pronunța în favoarea respectării monumentului, dar ministrul a preferat să promoveze o părere contrară. Și strict, dacă vreți, tehnic, în cazul în speță, ministrul, cu toate că avea un aviz contrar de la direcție, a preferat să spună că nu a existat quorum al Comisiei Naționale de Monumente Istorice sau nu s-a convocat în termen și a eliberat ordinul. Aici eu cred că ministrul ar fi putut pur și simplu să aștepte ca să existe o ședință regulamentar constituită a Comisiei Monumentelor Istorice care să dea un aviz clar. Directorul de la Direcția de Cultură București care a dat acest aviz mai este în funcție? Nu pot să vă spun aici, nu sunt pregătit să vă răspund la întrebarea asta, trebuie să ne interesăm. În orice caz vreau să spun că ceea ce vreau să reținem este faptul că acest exemplu, școala 80, este unul din exemplele care a stat la baza motivației mele de a schimba legea 422, în sensul în care ministrul nu poate să ia o decizie contrară comisiei în cazul în care e vorba de respectarea patrimoniului istoric. Să ne ducem un pic spre altă parte, nu monopolizez iarăși discuția cu patrimoniul construit. Mai este vreo șansă ca Ministerul Culturii să exercite dreptul de preemțiune pentru cumințenia pământului? Știu că nu ați primit banii necesari. Nu am primit banii necesari. În momentul de față nu avem banii pentru asta. Și știți că am anunțat o inițiativă mai largă de crearea unui fond național de subscripție pentru ca Ministerul Culturii să-și poată exercita dreptul de preemțiune în achiziția de opere de artă românească atunci când ele se vând pe piața liberă. Sigur, aici cumințenia pământului poate funcționa ca un teaser, că într-adevăr e un lucru care a creat și pe bună dreptate. A creat o așteptare, da, la nivel național, dar tot atât de importante mi se par vânzările pe piața liberă a unor pânze, unor tablouri de valoare excepțională, din categoria A, cum ar fi pânze de Paladi, de Tonița, de Petrașcu, unde tot așa noi asistăm practic neputincioși la faptul că ele sunt vândute. Nu faptul că sunt vândute e un lucru care ne îngrijorează, ci mai degrabă faptul că ele trec din circuitul public unde au fost până acum, în circuitul privat și uneori într-un circuit în care nu le mai vede nimeni. Pentru că și colecționarii privați pot alege să le expună în spații publice sau în muzee. Deci pentru cumințenia pământului mai există vreo șansă? Sau? Deci pentru cumințenia pământului eu cred că discuția trebuie lărgită. Vreau să anunț crearea unui asemenea fond național și măsura în care românii își vor dori ca această operă excepțională, una din puținele lucrări lui Brâncuș care se mai află pe teritoriul României, să rămână în circuitul public, va trebui să demonstrăm că există un efort național în această privință. Și acest fond ar însemna contribuții private sau contribuții de la bugetul de contribuții stat? Contribuții private. Am înțeles. Un leu pentru Ateneu. Un leu pentru Ateneu. Un model de succes. Da.
și prin care s-a edificat un Ateneu, un templu, nu numai al artei, dar și al dezbaterii publice. Vă reamintesc că Ateneul a funcționat foarte multă vreme ca un loc al dezbaterii, conferințele Ateneului, ca un loc al consacrării publice. E un model de succes. Dacă el a funcționat în secolul XIX, nu văd de ce nu l-am importat în secolul XXI. Sunteți mulțumiți de ce se întâmplă la ICR și de actuala conducere? Institutul Cultural Român a suferit niște grave prejudicii de imagine după plecarea lui Horia Roman Patapievici, moment în care și bugetul lui a fost prăbușit și echipa de acolo a fost deprofesionalizată, a pierdut o bună parte din credibilitatea pe care o câștigase cu greu în spațiu public, s-a pierdut funcționarea pe baza unor comisii independente, unor jurizări independente care se pronunțau în toate finanțările importante și chiar în cele neimportante, adică toată finanțarea era practic supusă decizie unor jurii independente. Deci a fost o lovitură dezastruoasă pe care a primit-o cultura românească la nivelul anului 2012. Nu vreau să pronunț nume. Important, ce mă interesează pe mine este instituția. Da, nu, dar instituția. Deci instituția a suferit o pierdere masivă de credit, justificată de tot ceea ce s-a întâmplat acolo. În momentul de față, am văzut că există un efort al instituției de a se redresa, de a se reconecta cu actori culturali, cu, mă rog, publicul cu mediul profesional. Am avut două întâlniri cu domnul Radu Boroianu. Cred că aș menționa două proiecte care mi se par câștigătoare acolo, din capul locului, și care cred că ar trebui să beneficieze de atenția publicului. În primul rând, Centrul Național al Cărții, CENAC, Centrul Național al Cărții, care atunci când a fost creat pe modelul francez, Centre National du Livre. Știți că Centre National du Livre e o instituție prestigioasă care în Franța e subordonată Ministerului Culturii și care se ocupă în general cu programele de, vorbesc de Centrul Național al Cărții, cu programele de traduceri din literatura română în limbi de circulație internațională și cu publicarea operelor traduse la edituri din străinătate. Asta mi se pare foarte important. Nu la edituri din România destinate pur și simplu folosirii fondurilor editurilor locale pentru beneficiu unor dulapuri care se tot amplifică cu tiraje nevândute. Mi se pare foarte important ca acest program să continue, el continuă deja, să continue să beneficieze de finanțare și de atenție în continuare. De asemenea, al doilea proiect care mi se pare important la ICR este parteneriatul pe care ICR îl pregătește cu Centre Național du Livre. Aici aș vrea să evoc și un program care a fost desfășurat, a fost, practic, protocolul a fost semnat tot în perioada Patapievici, dar el a fost derulat după ce Patapievici nu mai era acolo, cu privire la un program prioritar de un atelier de traduceri din franceză în română, care de fapt era un training, un program de training pentru traducătorii români în materie de științe umaniste. Am participat și eu la acest program, îl cunosc bine, el a durat doar un an și jumătate, n-a mai fost reluat din pricina ICR, care n-a mai, perioada respectivă n-a acordat atenție și cred că el ar trebui reluat și cred că ar trebui
amplificat în sensul de a avea pe de o parte un training în traducere de științe umaniste și pe de altă parte un training în domeniul traducerilor literare. Adică ar fi de fapt un complement al Centrului Național Cărții care funcționează în subordinea lor și care ar putea să beneficieze practic de acest training al traducătorilor. Sunt două lucruri care mi-au atras atenția acolo. Sigur că sunt și alte lucruri și niciun fel nu aș vrea să interfer cu conducerea. Deci noi sprijinim tot ce se întâmplă în domeniul ăsta. Mi se pare foarte important că ICR-ul reprezintă o vitrină a culturii românești în străinătate. Roșia Montană a fost declarată sit istoric de categorie A la începutul acestui an și a sesizat DNA în privința unor nereguli petrecute în acest caz. Despre ce nereguli este vorba și ce se întâmplă mai departe cu Roșia Montană ca locul să nu rămână abandonat? Cum îl funcționalizați? Da, știți că lista monumentelor istorice din 2015 pe care am promovat-o printr-un ordin de ministru la 30 decembrie 2015 și care trebuie să se publice zilele astea în Monitor Oficial, nu aduce nou faptul că situl arheologic al Burnus Maior, Roșia Montană, este clasat în grupa A, adică în grupa obiectivelor de valoare națională și internațională. Modificarea se referă la localizarea acestui sit pe listă. În lista din 2010, situl nu avea o localizare, ci doar componentele acestui sit. Localizarea dispăruse încă de la lista din 2004, într-un mod foarte suspect. Lista anterioară, cele din 2004, care era tocmai lista din 1992, care e considerată drept o bază de referință de către toată legislația din domeniu, oferea și localizarea pe care noi am preluat-o acum în noua listă 2015. Și această localizare oferită încă din 1992 este, citez, întreaga localitate pe o rază de 2 km. Acest lucru e foarte important pentru că asigură protecție tuturor galeriilor subterane de epocă romană, care practic reprezintă patrimoniu arheologic în privința mineritului de la Roșia Montană. Nu mai există nicăieri în lume galerii romane în pământ, vreau să spun, care pot fi vizitate de acea epocă. Aceste galerii, încă o dată, există în continuare, sunt circa 8 km de galerii subterane și reprezintă singura exploatare auriferă de epoca romană care s-a conservat. Subterană auriferă care s-a conservat. Acesta este grija pentru patrimoniul arheologic. Acum, ceea ce e foarte important este că noi nu putem trata patrimoniu fără să ne ocupăm și de oamenii care sunt acolo. Și de aia e foarte important să se înțeleagă că promovarea patrimoniului în lista UNESCO trebuie să se acompanieze de un program de reconversie profesională a zonei, de dezvoltare socioeconomică a zonei. Și suntem pe cale, împreună cu mai multe ministere, să montăm un proiect pilot în care să facem să funcționeze Roșia Montană ca un proiect pilot într-un program mai larg de prin care vrem să redresăm sărăcia la nivel rural, fiindcă acolo e un exemplu de sărăcie la nivel rural, de reconversia unei zone monoindustriale. Erau oameni care trăiau din minerit, practic mineritul la nivelul exploatării aurifere a încetat, acolo nu se mai face exploatare auriferă și acești oameni trebuie să primească cumva altceva, pentru că e clar că nu pot trăi doar din agricultură. Ca să vă răspund și la întrebare referitoare la DNA, da, există suspiciuni de nereguli, de conflict de interese, poate chiar mai mult decât atâta, în funcționarea Institutului Național al Patrimoniului în ultimii ani
Și în acest sens am există un un dosar care a fost înaintat de către chiar de către Institutul Național al Patrimoniului la DNA, în care, mă rog, deocamdată se semnalează unele suspiciuni. Sigur că aici trebuie să se pronunțe organele de anchetă. Noi nu, deci nici Ministerul Culturii, nici Institutul nu are nici abilitatea și nici competența, nu? Atribuția de a se pronunța aici. Astăzi ați spus că ați demarat introducerea pe lista tentativă a UNESCO a sitului Roșia Montana. Aveți idee care sunt repercursiunile economice privind aceste decizii pe care le-ați luat dumneavoastră de când ați venit? Nicio repercusiune. Pentru că dacă vorbim de Roșia Montana Gold Corporation, adică exact, de angajatorul din zonă... Nu vorbeam de un eventual litigiu la curtea de arbitraj și păi, de daunele pe care le-ar cere. Păi nu, da, nu mai poate face proiectul după acest... Păi nu, da, discutăm de ce se întâmplă acum. Deci, în momentul de față, la Roșia Montana, nu există niciun fel de exploatare auriferă. La nivelul societății am înțeles că sunt circa 20 de angajați din populația locală care asigură paza obiectivelor de, mă rog, interes economic pe care această firmă le-a desfășurat în zonă. Deci, nu e vorba de o... Nu avem... Adică nu există o populație care să lucreze acum pentru ceva viu și care își pierde locul de muncă. Nu. În momentul de față la Roșia Montană nu se întâmplă mare lucru. Dar compania... va spune că are un contract cu statul român și că pierde niște bani. Da, aici eu nu mă pot pronunța. E clar că există niște interese economice. Eu cred, ca abordare generală, că un proiect de exploatare minieră, auriferă, conform legislațiilor acestei țări în care eu trăiesc, trebuie să parcurgă un anumit circuit de avize care, în cazul de față, comportă mai multe ministere, Ministerul Culturii pentru Patrimoniul Arheologic, Ministerul Mediului pentru respectarea condițiilor de mediu și așa mai departe, există mulți decidenți. Din punctul meu de vedere, acest circuit nu a fost parcurs, pentru că nu au existat toate avizele și nu știu, eu aici vorbesc nu ca Ministrul al Culturii, vorbesc ca cetățean în această țară, pur și simplu. Nu știu ce companie ar putea pretinde daune pentru faptul că nu a obținut avizele necesare pentru exploatarea legală. Deci, dumneavoastră spuneți că RMCC nu a parcurs o traseu de obținere a avizelor, deci nu ar avea de ce să ceară... Da, dar încă o dată e opinia unui cetățean, deci ea nu reflectă opinia mea oficială. Deci eu ca oficial trebuie să apăr patrimoniul. Asta e misiunea Ministrului Culturii și cred că asta ar fi misiunea Ministrului Culturii în orice țară civilizată. Eu, ca oficial, cred, împreună cu Institutul Național al Patrimoniului, cu toate comisiile Ministerului Culturii, că acolo trebuie să protejăm un sit de valoare mondială. Asta e punctul meu de vedere. Ultima întrebare. Ce se întâmplă cu cinematografele și teatrele care s-au închis după aplicarea legii care interzice activitățile în clădirile cu bulină? Și ce se întâmplă cu proiectul de ordonanță care vizează alegerea managerilor instituțiilor de cultură prin concurs? De ce ați redat proiectul? Sunt două întrebări diferite. Bun. În ceea ce privește închiderea teatrelor și cinematografelor, așa cum am spus și un punct de vedere pe care nu mi l-am schimbat, acele instituții funcționau ca niște sicrie. Este inadmisibil să chem publicul în niște imobile care în orice moment la o catastrofă naturală se pot prăbuși peste el. Este o dovadă de irresponsabilitate și de dispreț al drepturilor omului. Deci omul are dreptul la sănătate și la viață, da?
Câtă vreme tu știi că acolo, la un moment dat, va fi o catastrofă. Deci eu nu înțeleg, pur și simplu, cum timp de două, ca să nu mă refer decât la epoca democrației, cu toate că problema era și aceeași și în epoca Ceaușescu. Eu nu pot să înțeleg, ca cetățean al României, cum timp de 25 de ani, 1990 până azi, publicul a putut fi chemat de către instituții publice de cultură, e vorba de stat aici, să vadă niște spectacole sau niște de teatru sau niște filme în niște grădini care în orice moment se puteau prăbuși peste el. 1. 2. Da, ele au fost închise. În sfârșit, ne bucurăm de acest fapt. Adică acest lucru nu se mai putea continua pur și simplu. Era un scandal moral. Ce facem? Păi, ce putem face? E foarte clar ce putem face. 1. Trebuie să deplasăm aceste instituții provizoriu în niște spații în care le poate să-și desfășoare activitatea, pentru că nici actorii, nici regizorii, nici publicul cultivat din România care dorește să consumatorul de cultură nu are nicio vină. El trebuie să vadă mai departe acest sau să joace mai departe aceste spectacole. Și aici e foarte important să încercăm împreună și cu primăriile să găsim niște spații, dar ele nu vor fi decât provizorii. 2. Trebuie să consolidăm centrul Bucureștiului și centrul orașelor care este afectat de această măsură. Lucrul ăsta nu se poate face fără o modificare a faimoasei ordonanțe 20 din 1992 sau 94, nu mai știu, care prevede că pentru lucrările de consolidare și reabilitare ale clădirilor afectate de risc seismic e nevoie de acordul tuturor proprietarilor. Dacă vorbim de blocul Patria, de pildă, avem cinema Patria la parter și 9 etaje de apartamente și garsoniere care numără sute de proprietari. Deci, cum spuneam și mai devreme, dacă nu ne schimbăm optica legislativă și nu introducem sub numele de sub justificarea protecției civile o procedură și o modificare ordonanței și o procedură de urgență și de expropriere în cazul în care nu există acordul proprietarilor, cu, bineînțeles, o justă despăgubire, nu vom putea realiza, indiferent, putem avea și fonduri europene, putem avea sprijinul băncii mondiale, putem avea orice fel de facilitate financiară. Dacă nu modificăm această ordonanță care nu ne dă acum posibilitatea să intervenim pe monumente, plus sunt și monumente istorice, pentru că sunt monumente moderniste, Horia Creangă și așa mai departe, Marcel Iancu, da? Deci, Ministerul Culturii este de două ori interesat. În primul rând că sunt instituții de cultură, în al doilea rând că sunt monumente istorice care sunt create, care sunt ridicate de foarte mari arhitecți și sunt de fapt niște manifeste ale modernismului românesc. Dacă nu putem interveni, deci, pe această ordonanță și nu putem transforma aceste obiective practic în obiective în lucruri în care putem expropria pe cauză de utilitate publică și de protecție civilă, repet cuvântul, fiindcă mi se pare foarte important, atunci nu vom putea face nimic. Ne vom lamenta că centrul Bucureștiului a fost evacuat, că acolo nu se mai face nimic și mai departe. Asta este abordarea. Iar a doua parte a întrebării, cu ce se întâmplă cu proiectul de ordonanță de urgență care privește alegerea managerilor și... Da, 189. Și de ce ați retras proiectul de ordonanță? Am să explic. 189 este o haină, să zic așa, sunt în termeni, ca o metaforă, o haină care ar trebui să îmbrace toate instituțiile de cultură aflate în subordinea administrației publice, fie că e ea centrală, fie că e ea locală. E foarte limpede, pentru mine a fost foarte limpede din dezbaterea pe care am organizat-o la Ministerul Culturii. Prima dezbatere organizată din 2007 încoace, de atunci nu s-a mai făcut, că punctele pe care le-am avansat pentru reformarea acestei ordonanțe nu au fost în totalitate în acord cu breslele care s-au exprimat atunci. Și aici domnul Canamitru a venit și a spus niște lucruri foarte precise. Muzeele iarăși s-au exprimat, filarmonicile, am avut un punct de vedere al filarmonicelor,
Și atunci am hotărât că proiectul pe care l-am propus eu nu era destul de bun. Avansa lucruri interesante și cred că o parte... Dar nu credeți că e doar presiunea actualilor directori de teatre, ca să citesc generația tânără, care spune că sunt agățați cu dinții de scaun, doar de a-și apăra puterea? Eu cred că nu se poate face o reformă în acest domeniu fără oamenii care sunt în acest domeniu. Există, bineînțeles, o susceptibilitate la nivel de generații, dar eu nu cred că trebuie transformată modificarea asta într-un conflict de generații. Cred că ceea ce e important este să avansăm ideea profesionalismului și al competitivității și al eficienței în materie de management. Asta cred că e lucrul cel mai important. Și da, a fost o lecție pentru mine, pentru că aici nu cred că vom putea face pași decât împreună. Mi se pare foarte important ca și mediul independent, sectorul independent, și actorii tineri, și uniunile de creație, Uniteru, și reprezentanții teatrelor naționale din țară să fie aduși la aceeași masă și să punem cap la cap un proiect mai amplu de modificare a acestei ordonanțe. Toată lumea e de acord că ea este insuficientă în momentul de față. Și cred că a fost o ipoteză de lucru, cea pe care am lansat-o. Sigur, ea s-a lovit mai degrabă de opoziția unora decât a celorlalți, a convenit mai mult unora decât celorlalți. Eu cred că acum e momentul în care, într-adevăr, s-au cristalizat niște opinii și toți acești oameni trebuie aduși la masa de discuții și implicați într-un proiect mai general de refacere a textului normativ. E un lucru pe care l-am anunțat atunci. L-am anunțat exact după ce s-a încheiat dezbaterea respectivă, că în mod sigur e nevoie de un proces de reflexie mai îndelungat și acest proces îl vom face împreună cu toți cei interesați. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Și eu vă mulțumesc.